La patiseria Tineretului am intrat în atmosfera sărbătorilor pascale. Pregătim cozonacii după rețeta bunicii. Probabil sunt cei mai buni cozonaci din oraș, datorită faptului că punem doar ingredientele naturale și proaspete. Dacă nu lucrez cu drag, nu ies cozonacii. Punem făină, ouă, lapte, zahăr, ulei, drojdie și esențe. Este bine să le lăsăm la temperatura camerei, după care putem să le frământăm. Cozonacii pe care îi recomand eu clienților sunt cei care conțin umplitura copilăriei noastre. Nucă, cacao, stafide, rahat, zahăr, ouă și lapte. Un patiser cu experiență știe cam cât de consistentă trebuie să fie crema. Am trăit la țară și fac cozonaci de mică. Îmi plăcea mai mult să ajut pe mama la cozonaci atunci când întindeam crema, că mai mâncam și eu. Cozonacii au crescut frumos. Acum urmează să-i băgăm la cuptor pentru 45 de minute. Cozonacii i-am scos din cuptor, sunt perfect rumeniți. Ca să aibă un aspect plăcut și frumos, trebuie să-i dăm cu sirop de zahăr. În cazul care nu vrei să pui zahăr, poți să pui miere sau înainte să-i bagi la cuptor, poți să le pui pe deasupra miez de nucă. Miroase ca la mama acasă, ca la bunica.